Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta îl citim din cartea Iov, capitolul 2, începând cu versetul 1. Cartea Iov, capitolul 2, începând cu versetul 1. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-a înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Și Satan a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului și Iov a luat un ciop să se scarpină și a șezut pe cenușă. Nevastă s-a i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună, ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Amin. Hai să stăm în fața lui Dumnezeu într-o rugăciune în care vrem să cerem ajutorul și în seara aceasta în predicare, în ascultare și în trăirea cuvântului. Facem o rugăciune comună, ne smerim, ne umilim și cerem ajutorul lui Dumnezeu cu toată adunarea. Am repetat lucrul acesta în multe adunări care vi-l spun în seara aceasta. În decursul anilor am învățat că viața este o călătorie. De vreo 14 luni de zile, de când nu se termină cu suferința, cu încercarea, cu problemele, cu necazurile, mi-am dat seama că am învățat o lecție falsă. De fapt, viața nu este o călătorie, ci viața este o bătaie, o luptă ca să poți termina călătoria. Viața nu este o joacă, nu este o excursie, nu este un concediu în care să pleci. Viața efectiv este o bătaie, o luptă ca să poți să termini această călătorie. Spuneam de atâtea ori că cuvântul acesta biruitor, victorios, învingător, nu se potrivește decât celui de pe câmpul de bătaie. Nimeni nu poate să câștige o bătălie dacă nu există un câmp de bătaie unde să te bați. Cununa nu stă bine decât pe capul unui biruitor. Acolo e așezată pe capul unui învingător. Și Biblia spune în Apocalipsa că noi va trebui să terminăm această călătorie și să ni se pună o cunună pe cap. De asta înseamnă că trebuie să fim învingători, biruitori. Pentru biruință trebuie să fii pe câmpul de bătaie. Dar cu cine ne batem? Vedeți, există lucruri în viață pe care le poți ocoli, pe care le poți evita, dar există lucruri cu care te bați față în față. De aceea și predica din seara aceasta, dacă ar fi să-i dau un titlu, se numește Față în față, pe câmpul de bătaie. Adică pe câmpul ăsta de bătălie va trebui să te confrunți, să înfrunți anumite lucruri față în față. Nu le programezi, nu le dorești. Dar va trebui anumite secvențe și momente din viață să stai față în față cu el. Primul lucru despre care vreau să vorbesc în seara aceasta, cu care trebuie să ne confruntăm pe terenul de bătaie, este că avem un dușman, un capitan, care vrea să răzbune pe noi și va trebui să stăm față în față cu el, adică față în față cu diavolul, față în față cu Satana, față în față cu puterea demonică. Și atunci când ne confruntăm cu diavolul față în față, ca și vrăjmaș, va trebui să știm anumite lucruri pe care le dorește și le face el. E din textul acesta, dacă poți să pui Iov, capitolul 2, versetul 6, spune și Satana, versetul 6, Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână. Nu știu dacă dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă să se retragă Dumnezeu și să te lase pe mâna diavolului. Să stai față în față cu diavolul, să te confrunți. Mai avem un text undeva la 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 4, în care acolo e vorba despre un om care a păcătuit, a căzut în curvie și spune că un astfel de om este dat pe mâna Satanei
pentru nimicirea cărnii. Acolo e vorba despre un om care a păcătuit, dar Iov nu are legătură cu păcatul. Dar atunci când Dumnezeu se retrage și te confrunți față în față cu diavolul, lucrul care îl dorește diavolul este nimicească. Ăsta dorește el, nimicirea. Deci, dumneavoastră, dacă observați tabloul din Iov, arată cam îngrozitor, 10 copii morți, o avere pierdută, o soție nebunită și un om bolnav pe o movilă de gunoi care se scarpină cu un ciob. E un tablou groaznic. Pentru că atunci când stai față în față cu diavolul, tot ce vrea el este să te nimicească. El are cumva putere de nimicirea cărnii. De aceea și într-un alt verset zice Domnul Iisus, nu vă temeți de cei ce ucid carnea. Dar nu pot să facă mai mult. Deci, atunci când te confrunți cu diavolul, el va încerca să aducă nimicire în familia ta, în casa ta, în viața ta, pe pielea ta, în copiii tăi, în averea ta. Deci, lucrul care îl urmărește când te confruntă diavolul pe terenul de bătaie este să nimicească. Apoi avem un pasaj în Sfânta Evanghelie după Matei, în care vedem pe Domnul Iisus Hristos că se confruntă direct cu diavolul. Și tot textul ăla vorbește că în confruntarea asta directă, ce-a făcut diavolul? A adus niște ispitiri. Pentru că atunci când te confrunți cu diavolul, el te ispitește într-un mod maxim. Adică tu ca om n-ai simțit ispitele alea până atunci. Vine o presiune fantastică în poftă, în păcat, în gândire, ce n-ai mai avut până atunci, pentru că e o presiune foarte puternică în ispitire atunci când diavolul te confruntă față în față. Și mai avem un text, dacă poți să iei versetul ăsta și să notezi textele care ți le spun, Luca, capitolul 22, versetul 31. Acolo vedem din nou o confruntare față în față cu diavolul și zice, Domnul a zis, Simone, Simone, adică Petru era Simon ăsta, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Ce vrea să spună versetul ăsta? Adică este o cerere a diavolului ca Petru să fie pus în ciurul diavolului și diavolul să dea cu el de toți pereții, să-i producă o cădere ca să-și piardă credința. Există momente, nu-i toată viața ce vă spun, sunt secvențe, momente în viață când pe terenul de bătaie te confrunți față în față cu diavolul. Și ceea ce vrea nimicire, ispitire, o presiune foarte puternică în ispită și vrea să dea cu tine de toți pereții, cere voie să dea cu tine de toți pereții, să-ți producă o cădere ca să-ți pierzi credința. Versetul următor, 32, sublinează lucrul ăsta. Domnul Iisus spune, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Există momente inexplicabile în viață în care ți se întâmplă lucruri care nu le poți explica pentru că diavolul dă cu tine toți pereții ca să-ți producă o cădere și să-ți pierzi credința. E, în astfel de momente când te confrunți față în față cu diavolul și vrea nimicire, ispitire, să te pună în ciur, să dea cu tine toți pereții ca să-ți producă căderea și să-ți pierzi credința, când simți mirosul ăsta de iad, duhoarea demonilor în jurul tău, trebuie să știi să te confrunți cu diavolul. Și atunci trebuie să ai câteva lucruri. Îndrăzneală, curaj, putere și credință. Trebuie să știți că noi trăim într-o generație de tupeiști. Nu știu dacă știți toți ce înseamnă tupeu. Adică o generație de răzvrătiți, de împotrivitori, care nu poți să-i spui nimic la cineva că te-o pleznit înapoi. Ți-o întorci vorba înapoi, ți se împotrivește imediat. Adică nu mă poți călca pe mine pe picior, că ți arăt eu cine sunt eu. O împotrivire de la om la om. Nu poți să-i spui ceva la nevastă, nu poți să-i spui ceva la copil, nu poți să-i spui ceva la un frate, că imediat o pleznește înapoi, imediat o întoarce. Copilul la părinte, nevasta la soț, soțul la servici, în societate le-o pleznim la ăștia la autorități, aici le-o pleznim la păstori, le-o pleznim la comitet. Adică avem un tupeu și un curaj să ne confruntăm unii pe alții și nu ne lăsăm bătuți. Dar când e vorba de Satana, toți ăștia tupei și curajoși devin muți. N-au putere să o întoarcă înapoi diavolului. N-au putere să se împotrivească diavolului, nu omului. Pune dacă poți Iacov, capitolul 4, versetul 7. Să vedeți cui trebuie să ne împotrivim noi, aici în textul acesta. În partea B, zice, împotriviți-vă cui? Dar dumneavoastră cui vă împotriviți aici?
Iohannis nu-i bun, guvernul nu-i bun, parlamentul nu-i bun, ei de la spital nu-s buni, primarul nu-i bun, comitetul nu-i bun, păstorul nu-i bun, și facem așa niște bătăi. Dar auziți, împotriviți-vă cui? Acolo vreau să văd eu curajul și puterea omului care se împotrivește diavolului. Fiți atenți ce scrie, împotriviți-vă diavolului și el ce face? Nu pleacă de la voi. Ce face? Dumneavoastră de cine fugiți? Știți când fugiți? Când vedeți sirena la poliție. Pentru că ți-e frică. Întotdeauna când ne frică de cineva care are putere și autoritate, fugim. Asta vrea să spună textul. Diavolul când vă vede pe voi ce autoritate aveți și ce putere de confruntare, de împotrivire, o ia la fugă diavolul. Acum eu vreau să vă întreb aici la dumneavoastră, fuge diavolul de dumneavoastră? Sau fugim noi de el? Cum e la dumneavoastră? Fugim noi de el care are autoritate sau fuge el de noi? Păi uitați-vă dumneavoastră, când Domnul Iisus se confruntă cu puterea demonică, demonii încep să țipe și să strige. Te știm cine ești. Ești Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinuiești. Adică când apare un Fiu de Dumnezeu, demonii trebuie să fie chinuiți și să fugă. Acum întrebarea care se pune, când te confrunți față în față pe terenul de bătaie, fug de demonii de tine, sunt chinuiți? Sau noi suntem chinuiți de ei? Păi ce se întâmplă atunci? Are dreptate cuvântul? Trebuie să ne împotrivim? Trebuie să fugă sau fugim noi de el? Suntem chinuiți noi de demon? Păi Pavel când se confruntă cu puterea demonică, demonul zice, îl cunoaștem, îl știm. Dar de unde? De pe YouTube. Are vreo 10.000 de vizionări, știm că fac ăia acolo așa. Pe mine nu mă interesează dacă ești cunoscut pe YouTube, dacă ești cunoscut pe Facebook, în localitate, în țară sau în străinătate, mă interesează niad, ai vreo vizionare. Când te văd demonii, îți fac reclamă. Fac demonii acolo de ciudă, așa, cum e la YouTube, știi, când cânt sau predii, fac unii așa. Păi noi în iad nicio vizionare, nicio reclamă, numai pe YouTube, numai pe Facebook, pe Instagram. Păi asta e treaba noastră. Dar nu ne face reclamă vreun demon de acolo. Băi, l-am urmărit, l-am vizionat. Când apare ăsta, suntem gata. S-a dus undeva la o rugăciune, un grup de oameni și a strigat de acolo un demon din cel care era demonizat. Nu mi-e frică de nimeni, numai de unul dintre voi și-a spus numele. Adică la unul i-a făcut reclamă. Zice, de asta mi-e frică, fug, schinuit. Acum vreau să vă întreb, e bine că ne rugăm și postim și venim la adunare, dar noi chinuim vreun demon. Când venim noi la adunare, demonii sunt chinuiți, fug, să spere, zice, bă, nu mai vrem să-i vizionăm pe ăștia, că au o putere nemaipomenită. Dar de ce nu avem legitimația asta să ne împotrivim diavolului? Numai oamenilor avem tupeu și curaj. De ce nu avem curaj să ne împotrivim demonilor? Păi dumneavoastră, dacă citiți Scriptura, știți cât le trebuia oamenilor lui Dumnezeu să scoată afară un demon? Totul este chestiune de autoritate, om. Nu-i de voce, că e vocea tare sau scăzută, ci e chestiune de autoritate. Gândiți-vă că domnul Iohannis, care e președinte României, intră la el în birou și spune la secretară, ieși afară. Cât trebuie să strige la ea să iasă afară? Trebuie să strige până mâine dimineață, ieși afară, ieși afară! Păi dacă are autoritate, o intrat în birou și a spus, ieși afară și secretara iasă. Dar dacă mă duc eu în biroul lui domnul Iohannis și îi spun la secretară, ieși afară! Ieși afară! Iasă! O să ies eu scos de bodyguards. Pentru că diferența între mine și domnul Iohannis constă în autoritate. Asta e toată diferența. Dacă ai autoritate, nu trebuie să strigi până dimineața. Ai spus o dată și pleacă. Ia gândiți-vă că un general de armată trece pe lângă un soldat și îi zice la soldat, culcat! De câte ori trebuie să-i spună culcat? Să se culce soldatul. Trebuie să țipe toată ziua generalul soldat. Băi, culcat, mă, culcat, culcat! Odată zice, culcat și ăla e în praf.
Dar dacă îi zice soldatul la general, culcat, să culcă generalul. Păi de ce nu să culcă? Că-s tot oameni amândoi. Pentru că unul are autoritate, unul nu. Nu mi se pare că noi suntem cam tot culcați. Facem târâși marș câteodată. În loc să se târască diavolul să fugă, ne târâm noi. Chestiunea este de autoritate. Nu mă înțelegeți greșit. Este adevărat că în spatele unui general care are autoritate stă un munte de rugăciune, de instrucție. Dar confruntat cu diavolul, Domnul Iisus, 40 de zile de post, acolo în spate stă postul, stă rugăciunea, stă consilierea, lupta cu diavolul, în consilierea unui om, poate ore în șir, eu nu vorbesc despre asta, dar când te confrunți cu diavolul până la urmă, trebuie să ai o legitimație, să-i arăți. Și până la urmă ce se întâmplă? Să te închinuiți noi, fugim noi sau fugi el și închinuit el? Deci să nu mă înțelegeți greșit că nu sunt de acord cu orele de rugăciune din spate sau consilierea unui om care are probleme. Există nopți, există oameni care se ocupă ceasuri întregi cu o persoană. Dar va trebui pe câmpul de bătălie să avem o legitimație. Și legitimația asta e în funcție de autoritate. Cu cât autoritatea e mai mare, cu atât diavolul fuge mai tare. Cu atât e mai chinuit. Cu cât autoritatea e mai mică, cu atât el nu se sperie. Spunea un frate păstor o pildă așa, care e sugestivă la ce vă spun eu acum. A fost un ziarist din ăsta mai țâfnos, mai mândru, și s-a dus să viziteze grădina zoologică. Dar animalele erau lăsate afară din cușcă în momentul ăla. Și portarul îi spune, domnule, nu puteți vizita grădina, că e periculos acum. N-am voie să vă las să intrați, pentru că animalele sunt libere. Dar ăsta așa, țâfnos, mândru, băi, scoate legitimația, o legitimație și zice, băi, dumneata n-ai înțeles, zice către portar. Eu cu legitimația asta intru în guvern, mă. Intru în parlament, nu pot să intru într-o grădină. Și portarul, când a văzut că o scot legitimația la el, zice, na, du-te, eu deschis poarta. Ăsta de-abia când a făcut câțiva pași și s-a confruntat cu adevărul gol-goluț și a văzut un leu răgnit cum vine să-l înghită, s-a întors la portar și a început să strige, ajutor! Și portarul zice, păi arată legitimația. N-ai zis că ai legitimație. A, deci ai legitimație să confrunți portarul, omul, dar când leu răgnește și i-a ales legitimația, închide gura. Asta mă interesează pe mine, că la portar, la oameni, la vecini, la cei din sat, din localitate, imediat scoți legitimația. Băi, tu nu știi cine sunt eu, mă! Dar când apare leu cu gura căscată și ales legitimația, închide gura, stă culcat. Păi uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, în Sfânta Scriptură, 12 îi scoade, adică persoane, pleacă să-i scodească țara Canaan și se întorc cu un raport. 10 se întorc tremurând. Nu s-au bătut cu nimeni, dar erau deja bătuți. Păi de ce? Deși nu s-au bătut, erau bătuți. Tremurau, zice, cetățile sunt tărite. Acolo sunt niște uriași. Noi suntem ca niște lăcuste, ăștia ne mâncă. Deci tremurau de frică pentru că au apărut uriași și n-aveau nicio legitimație împotriva lor. Și cu COVID-ul s-a întâmplat același lucru. Gândiți-vă că la 100 de oameni bolnavi de COVID, 7.000 s-au îmbolnăvit de frică. Asta e raportul. Adică vă gândiți, 100 s-au bătut față în față cu COVID-ul și 7.000 au luat bătaie fără să bată. De frică. Și apar uriași în viața noastră și nu avem legitimație să ne legitimăm cu autoritate, dar apar doi. Ăștia doi au întors vorba la ăștia 10. Și băi, oameni buni, mă, păi în fața lui Dumnezeu, uriașii și piticii sunt la fel. Păi noi mergem cu Dumnezeu, îi mâncăm, îi gata cu ei. Observați, doi cu curaj și îndrăzneală, cu credință și putere, au întors vorba înapoi. Asta îmi place să văd. Doi oameni care întorc vorba, zice, nu se poate, frate, e gata cu noi. Și doi, bă, cum să nu se poată, mă, oameni buni, păi noi mergem în numele lui Dumnezeu. Gândiți-vă dumneavoastră că toată armata lui Israel stătea pe deoparte și în fiecare zi se înfățișa un uriaș. În fiecare zi uriașul ăsta îi blestema pe Dumnezei. Îi făcea de ocară. Vreau să vă întreb, știți cine era cel mai mare în armata lui Israel cu un cap?
Știți cine era? Saul. Vreau să vă întreb, a avut curaj Saul să-i spună vreo vorbă lui Goliat? Nu. Dar pe David a putut să-l urmărească o viață. Adică când a fost vorba de un om, toată viața răzvrătit, împotrivire, vorbe, dar când a fost vorba de Goliat, nimic. Eliab era fratele lui David. Când l-a văzut Samuel, a zis, ăsta e un sudomnic după cum arăta. A oștean. N-avea curajul să zică nimic lui Goliat. Dar lui frate zice, știu eu de ce ai venit, să vezi lupta, știu eu mândria din tine. Observați, a avut legitimație să confrunte pe frate-sul, dar pe Goliat nimeni. Până apare copilul ăsta David. Ăsta duce prima speranță, zice, nimeni să nu-și piardă nădejdea. Eu merg să mă bag cu filisteanul și tot se miră. Păi cum să mergi tu că ești un copil? Păi da, am legitimație, zice. Eu știu, a apărut odată ursul, leul, le-am arătat legitimația, am întors pădure și am aruncat la coșul de gunoi. Și cu filisteanul ăsta va fi la fel. Și s-o duce și când îl vede și uriașul ăsta, Goliat, se zice, bă, păi sunt câine, vii cu tăiege la mine. Păi tu nu-ți vezi cum arăți astăzi, îți dau carnea ta păsărilor cerului. Și David, în loc să spere, să tremură, scoate legitimația. Și tu vii împotriva mea cu scut și pavăză. Eu vin împotriva ta, în numele lui Dumnezeu. Și tot poporul va ști că astăzi este un Dumnezeu în Israel. Observați? Unde e generația asta acum de curajos să-l confrunte pe uriaș? Că avem o grămadă de uriași în viață. Și nu suntem în stare să-i confruntăm, tremurăm de frică. Doamne, ai milă de noi. Dar vreau acum să învățăm ceva foarte important. E și pentru mine și pentru dumneavoastră. În momentul când te confrunți și te lupți și te bați cu un om, nu mai ai autoritate asupra diavolului. E gata. Ți-ai pierdut legitimația. Deci dacă eu mă lupt cu fratele, eu nu mai am autoritate împotriva diavolului. Pentru că mă lupt cu carnea și cu sângele și trebuie să mă lupt cu cine? Cu duhurile. E în momentul când mă lupt cu omul, cu carnea, mi-am pierdut autoritatea împotriva diavolului. Deci trebuie să știți, dacă aveți lupte între dumneavoastră și vă luptați într-un domeniu, indiferent că este la școală, că este în familie, că este în societate, că este în biserică, și te-ai certat cu cineva și duci o luptă cu cineva, nu mai ai autoritate împotriva diavolului. Diavolul stă pe fotoliu, zice, m-a plăcut cum v-ați bătut. Tu te bați unul cu altul și diavolul e în concediu. Tu nu mai ai cum să te împotrivești diavolului pentru că ți-ai pierdut autoritatea și te are la mână. Gândiți-vă dumneavoastră ce a spus Domnul Iisus în predica de pe munte. Zice, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Dumneavoastră vă împotriviți oamenilor care vă fac rău. Că eu mă împotrivesc. Câteodată. Ei, dacă te-ai împotrivit unuia care îți face rău, nu te mai poți împotrivi celui rău. Pentru că bătaia ta trebuie să fie cu cel rău, nu cu omul care îți face rău, ci cu demonul care stă în spatele omului. Și atunci, cu cine-i bătaia, cu cine-i lupta? Dumneatale, n-ai un câmp de bătaie cu care te lupți cu omul, ci trebuie să te lupți cu puterea demonică. De aceea, dacă ai vreo problemă cu cineva, nu mai ai autoritate. Poți să strigi toată noaptea dacă vrei. Poți să postești, poți să te rogi. Ți-ai pierdut legitimația și ți-ai pierdut autoritatea. Uitați-vă dumneavoastră la microfonul ăsta, da? Presupuneți că microfonul ăsta sunteți dumneavoastră. Sau sunt eu. E în momentul când devii fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu te îngrădește cu un gard și devii o grădină închisă prin neprihănirea lui, prin jertfa Domnului Iisus. Înțelegeți? Nici o hienă, nici o fiară sălbatică, nici un demon, nici o influență demonică nu mai poate intra în tine datorită gardului. Adică Dumnezeu face în jurul tău un zid de protecție, face un zid de foc și diavolul nu mai poate intra acolo, pentru că centrul creștinismului nu este în penticostalism, în ortodoxism, în catolicism, ci este în Hristos. Deci demonul în biserica penticostală te atacă,
În Biserica Baptistă te atacă, în Ortodoxie te atacă, în Catolicism te atacă. Dar în Hristos nu mai poate intra. De aceea centrul creștinismului este în Hristos. Aici este, am mers prin oraș la un moment dat și mie mi-e frică de animale, nu de alea mari, de alea mici. Dar acum veneau niște câini spre mine lătrând. Zic că acum ați gata, ăștia m-au mâncat. Și am închis ochii, am așteptat să mă devoreze. Și toți stau, băi, dar ăștia latră la un metru de mine, doi metri, tot latră, tot haună, dar nu mă mănâncă. Și deschid ochii la un moment dat. Ăștia erau aici la un metru, doi de mine, dar între mine și ei era un gard. Și nu mă puteau mânca, erau pe gard, dar nu mă puteau mânca. Și atunci am înțeles o lecție fantastică, că Hristos a făcut în jurul meu un gard. Toți demonii sunt cu gura căscată pe mine să mă panicheze, să-mi facă frică, dar eu sunt apărat de Hristos pentru că sunt în Hristos. Amin. Și acum știi ce face diavolul? El caută cumva să te scoată de aici. Pentru că el nu poate să bage săgeata în tine să te atace, numai dacă te scoate din Hristos. Sau să faci o crăpătură în zidul ăsta de protecție, o fisură, și pe acolo intră influența demonică. Și cum faci asta? Te face să păcătuiești. Și când ai păcătuit, te-o scos de acolo. Cu ispite, cu frumuseți, cu străluciri. Ești de acolo din Hristos. Și când ai ieșit, te-o atacat. Atâta timp cât stai în Hristos și ești uns cu sângele Domnului Iisus Hristos, ca evrei în Egipt, cu sânge la ușă, moartea nu poate intra. De-aia și spune că noi nu mai murim niciodată. Dumneavoastră credeți că noi nu mai murim? Dar cine nu mai moare? Zice, cine crede în mine, adică cine este în Hristos, nu va muri, pentru că moartea nu poate lovi în Hristos, că e biruită. Și atunci noi nu mai murim, trecem de la viață la viață. Dar asta însemnează, când vine clipa plecării, clipa morții, zice, ferice de morții care mor în biserică, care mor cântând, predicând, care mor în restaurant, în pat, în casă, dar unde? În Domnul. Deci dacă ai plecat în Domnul și ai închis ochii, îi viață veșnică. Moartea nu poate să facă nimic. Deci secretul este în Domnul. Și diavolul se luptă din răsputeri, păi cum fac eu să-l scot pe ăsta de acolo? Și atunci asta face prin luptele care le avem între noi. Ne certăm între noi și noi fisurăm zidul și diavolul intră. Și nu mai avem autoritate. Sau bârfiți, uitați, dumneavoastră este surori aici. Eu când mă uit la dumneavoastră surorile, îmi dau seama că dacă am face niște iconițe cu dumneavoastră, le-am vinde în toată România. Așa de sfinte arătați aici. Dar nu știu bărbații, dacă i-aș întreba, tot așa surorile și acasă? M-ar fi plăcut să zică bărbații, da! Dar eu cred că trebuie să schimbăm acazul. Ar trebui ca noi bărbații să ne punem batic pe cap. Că acum șeful în casă e nevasta. Și noi trebuie să prezentăm un semn al autorității nevestei, să ne punem baticul aici de gat. Păi, dumneavoastră, credeți că ăsta e semnul, numai că ești legat aici? Dacă nu e ceva pe interior, credeți că contează ce e pe suprafață? Pe suprafață contează dacă ai lucrul în interior, adică dacă e supusă soțului tău, atunci porți un semn al stăpânirii. Dacă nu e supusă soțului tău, ia baticul și dă-l jos. Că nu are sens. Ei, și tot așa fisurăm. Bărbații, ne enervăm, mânioși, bârfe, clevetiri, judecăți, lupte între noi. Să mai spun un anunț de biserică, zice, duminică dimineața avem adunare generală la biserică. Dacă supraviețuim, ne întâlnim și după masă. Adică cum? Ce-i duminică dimineața? Vă spun eu ce-i. Bombe, dinamite, scoatem legitimațiile, țâvnoși, băgăm sabia, pistoale. După masă, dacă mai rezistăm, ne mai batem și cu satana. Nu mai ai cum să te bați, că ești praf făcut. Înțelegeți? Deci nu mai merge.
Ei, asta se întâmplă în biserici, oameni buni. Cineva vrea să ne scoată afară din Hristos și se pare că a reușit. Și atunci mai avem vreo șansă? Da. Ascultați-mă, dacă sunteți prieteni aici sau dacă suntem pocăiți care am păcătuit, singura șansă de a reintra în Hristos și de a fi în Hristos se numește pocăință. Nu ai cum! Deci, orice prieten să înțeleagă, n-ai cum să intri în Hristos. În biserica ortodoxă, baptistă sau penticostală, poți să intri altfel și te scrie în registru. Dar în Hristos nu se poate intra decât prin mărturisirea păcatelor, o părere de rău, un regret și prin pocăință adâncă. N-ai cum să intri acolo. Pentru că nu poți lipi fisura sau nu poți fi în Hristos decât prin metoda asta de pocăință. Înțelegeți? De-aia trebuie și după pocăință, trebuie să veghezi ca nu cumva să ieși din zidul de protecție. A de-aia zice, fiți treji și vegheați. Păi de ce să fim treji? Ce să veghezi? Să aveți grijă ca nu cumva să faceți o fisură în zid. Să nu cumva să ieșiți din zidul ăsta de protecție. Păi uitați-vă dumneavoastră, oamenii merg la 10.000 de metri înălțime în avion. Pentru că e închis ermetic, etanșat peste tot avionul. Dacă mergi în avion, stai pe scaun lejer. Dacă nu ești în avion, nu reziști. Dacă eu vă întreb, dacă dumneata vrei să faci o experiență, să vezi cum e în afară de avion și scoți un pic capul, ce se întâmplă? Rămâi fără el. Cam așa suntem noi. Bășbăim, capul s-a dus. Că noi, știi, și când ne apără Dumnezeu cu un gard și câinii hăună la noi, când ai văzut că e gard, hai să bag un pic degetul să le enerveze. Și ai rămas fără deget. Lasă-mă, băi, pac și bagi, băi, nu te juca. Lasă mândria și aroganța, că gardul ăsta te-a păzit. Nu tu că ești puternic, cum vezi că ești gardul, ce pe mine nu mă poate niciun demon, mă, eu nu aș mai putea să fac asta. Ai putea să faci tot. Dacă s-o lua gardul, ești praf făcut. Poți să bei, poți să devii curvar, poți să devii drogat, poți să devii orice. De-aia trebuie să stai în avion. Uitați-vă dacă e un submarin în fundul oceanului. Mergi liniștit prin submarin, nu pățești nimic. Dacă ai scos o mână afară, ești gata. De-aia zice, fiți treji și vegheați, ca nu cumva să ieșiți cumva din avion, din submarin, că sunteți o pradă ușoară. Păi ce zice Psalmul 91? Cel ce stă unde? Deci dacă stai sub ocrotirea, versetul 1, dacă vrei să pui Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea, nici o săgeată nu poate intra în el. Dar dacă ai ieșit de sub ocrotirea, toate săgețile spre tine. Înțelegeți? Numai acolo sub umbrela lui Dumnezeu. Ei, dacă cumva ai ieșit, te-ai certat, ai făcut ceva rău, ai ieșit din perimetrul ăsta, singura șansă să vii înapoi în Hristos, să scapezi legitimația și autoritatea, se numește pocăință. Dar asta e problema, că oamenii nu vor să pocăiască. Dar eu nu știu dacă dumneavoastră ascultați o liturghie în Biserica Ortodoxă, să ascultați de câte ori, noi nu vorbim de pocăință, de câte ori se menționează într-o liturghie pocăința. De o grămadă de ori, dacă asculti liturghia, zice, miluiește-mă pe mine păcătosul, miluiește-mă pe mine păcătosul, pe ăla care a făcut liturghia să simțea un păcătos. Și dădea cu capul, zice, miluiește-mă pe mine, păcătosul, miluiește-mă pe mine. Ce înseamnă miluiește-mă? Ai milă de mine, păcătosule! Îți praf făcut! Și e presărată toată liturghia cu miluire, cu miluire, cu pocăință. Nu se poate să intri pe ușa raiului fără pocăință, auzi. Dar oamenii ascultă toate lucrurile astea. De cine se pocăiește? Păi ia gândiți-vă dumneavoastră să vă spun ce e pocăință, așa prin ilustrația care m-am dat-o. Gândiți-vă că mergi cu avionul la 10.000 de metri înălțime și dintr-o dată se produce o fisură în avion și se prăbușește. Ce ai face dumneata? Presupunem că ești președinte, prim-ministru și se fisurează și pică avionul. Ce faci? Te uiți la vecinul și zici, auzi, nu te supăram, dai voie să urlu. Să țip un pic, te deranjează dacă țip.
Dumneavoastră a spus vreo casetă cu vreo înregistrare când se prăbușește un avion, să vedeți ce fac toți. Nu contează că mărâți miniștri, țărani, profesori. Știți ce fac? Nu mai au nicio pedanță, nicio eleganță. Nu te mai... Să văd cum stă cravata un pic acolo și în fraților, e bine? Fac poză. Sau când te prăbușești cu avionul și îți zice unul, bă, tu știi ce-a făcut vecina ta? Te mai interesează? Păi noi toată ziua ce-a făcut vecinul, ce-a făcut ăla, ce-a făcut ăla, ce-a făcut ăla. Băi, păi tu te prăbușești! Și mai ai timp de discuții și de bârfe despre nu știu cine, înseamnă că nu știi ce-i pocăință. Când un om se pocăiește și urlă și se vaită și plânge, păi ăla nu mai e treabă cu ce-a făcut ăla. Asta e treaba mea, păi eu pic, mă prăbușesc, sunt gata. Și mă interesează gluma lui nu știu cine. Nu ne dăm seama că e totul crăpat și se prăbușește avionul vieții noastre până o să facă într-o zi pac. Dar încă nu a făcut. Încă e în prăbușire și avem timp dat de Dumnezeu să ne pocăim. Doamne, ai milă de noi. Vreți sau nu vreți, o să vă confruntați pe terenul de bătaie cu puterea demonică, cu diavolul, cu satana. Va trebui să-i prezentăm o legitimație, să nu ne fie frică. Ar trebui el să fugă, el să fie chinuit, dar undeva am făcut o fisură, am ieșit din Hristos și atunci, ia gândiți-vă dumneavoastră că vine satana și un demon exact după ce ai urmărit Real cu Barcelona. Și ai strigat, gol, și ai sărit în picioare și ai băut și o bere. Și vine diavolul, na, hai să ne batem. Tu ce putere ai, ce zici? Băi, știi, stai un pic, eu am vizionat cum o da Messi gol acum. Nu pot să mă aștept până mâine, până mă pregătesc un pic. Nu, te face praf. Înțelegeți? De-aia noi putem să-L așteptăm cu pocăință, cu post, cu rugăciune. Doamne, ai milă de noi. Să nu mai fim o generație în care să ne împotrivim numai la toate autoritățile care există în lumea asta, de la biserică până în societate. Toate știrile dăm păstă tot, împroșcăm păstă tot. Păi bumă, dar în diavolul dă cineva. Nu, noi cântăm la biserică o cântare. Taie scara lui satana ca să cadă jos, auzi? Păi dumneavoastră aveți impresia că diavolul e speriat când cântăm de la un microfon cu o chitară. Taie scara lui satana să pice ăsta jos. Păi ăsta nu pică așa, mă, oameni buni. Pocăiți-vă. Să ne pocăim. A doua confruntare pe terenul de bătaie, vreți sau nu vreți, în anumite momente și secvențele vieții, veți sta față în față cu suferința, cu încercarea, cu necazul. Acum eu v-am explicat că există boli, tragedii și necazuri care vin în urma păcatelor. Mama mea a fost internată cu o femeie la COVID 4 săptămâni și cu mai multe doamne și a avut timp să discute. Și doamne spuneau că și ele credincioase în felul lor. Și la un moment dat o doamnă zice, bă, dar eu certată cu cuscra mea. Și mama zice, dar cum se poate? Păi, dar în Biblie, ce credință e asta? Unde e credincioșia? Zice că suntem credincioși și certat cu cuscra. Și femeia imediat recepționează mesajul, pune mâna pe telefon, o sună pe cuscra. Uite, vreau să ne împăcăm, vreau să discutăm, vreau să vorbim, auzi că nu e bine. Trebuie să fim credincioși. Trece un timp și zice la mama, doamna asta, zice, dumneata, ai observat ceva la mine? Și mama zice, nu. Zice, eu de câteva zile de când m-am împăcat cu cuscra, nu mai am diabet. Nu mai urcă diabetul deloc. Dumneavoastră aveți diabet? Păi poate o intra cuscra. Și ai făcut o fisură cu cuscra, cu nora, cu ginile, cu aia și a intrat și diabetul pe acolo. Și a intrat și altceva. Și singurul mod de a intra înapoi în Hristos este pocăința. Ascultați-mă, noi degeaba mergem la rugăciuni de eliberare și sunt frați credincioși care alungă demonii la rugăciune sau pleacă demonii sau chiar la o predică poate să plece demonii dacă schinuiți. Eu cred că în momentul când se vestește Evanghelia, ies afară draci. Să pot vindeca bolnavi, dumneavoastră credeți asta? Păi autoritatea zice, dacă vă duceți cu împărăția lui Dumnezeu și o vestiți, vor ieși afară demoni. Și există oameni care au autoritate, care când predică, când se roagă, ies afară demonii. Dar, dacă dumneatale n-ai lipit fisura și nu te-ai împăcat cu cuscra
și nu te-ai pocăit de păcat, demonii te lasă o perioadă și dacă e fisura, vine înapoi. Și tu grămadă, Doamne, rugați-vă și pentru mine. Băi, am înțeles, ne rugăm, dar dacă n-ai închis fisura aia și nu te-ai pocăit de păcatul ăla, s-ar putea să te simți o zi, două bine și după aia demonii, că demonii s-au speriat de aia care s-au rugat. Și acum demonul după două zile vine iară, care fisura. Și zice, băi, dar nu știu, mă, că m-am simțit bine o zi, două și după aia nu m-am simțit bine. Păi închide fisura. Există boli, necazuri, suferințe care vin în urma păcatelor noastre. Dar suferința asta de la Iov, despre care vreau să vorbesc eu, cu care stăm față în față câteodată în viață, n-are legătură cu vinovăția. Iov n-a păcătuit. Deci suferința lui Iov n-are legătură cu păcatul și cu vinovăția. Suferința lui Iov este pânza pe care Dumnezeu pictează lumina. Pentru că un sfânt, cu cât e mai găurit și ciuruit mai tare, intră lumina mai bine prin el și se vede cerul și rămâne în istorie pentru mii de ani. Eu nu cunosc sfinți care să nu fie ciuruiți. Și de multe ori există suferință să fii ciuruit, îngăurit, pentru că intră mai bine lumina cerească și oamenii rămân uimiți. Pentru că experiențele cu Dumnezeu nu sunt pe ape liniștite, ci în furtuni. Și Dumnezeu, Cel care potolește furtuna, poate să-ți dea pace în mijlocul furtunii, numai să potolească furtuna. Ce ziceți dumneavoastră? Să avem în furtună pace. Nu să tremurăm toți în furtună, Doamne, potolește furtuna și atât. Păi n-ai câștigat nicio experiență. Putere însemnează ca Cel care potolește furtuna să-ți dea pace în mijlocul furtunii. Să stai în furtună. Cum stătea Domnul Iisus când era furtună? Ce făcea? Și ucenicii ce făceau? Unul dormea, unii țepau. N-ați vrea dumneavoastră când vine furtuna să fim liniștiți, să avem legitimația la noi? Mor, trăiesc. Slăvit să fie Domnul și Cel care îți dă pace în furtună, o să potolească și furtuna. Dar e vrea să avem niște experiențe de a avea liniște și pace. Nu vezi dumneavoastră că suntem de agitați, tulburați? Noi nu avem pace, nu avem liniște. Tot ce cerem de la Dumnezeu, potolirea furtunilor și nu e rău. Că nu e ușor să treci prin furtună, dar să căpătăm puterea asta și experiența asta în mijlocul furtunii, să ai pace. Și ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Când vedeți pe un om suferind, nu judecați, nu dați explicații și nu interpretați, pentru că ce vedeți dumneavoastră în suferința omului nu-i tot tablou. Când te uiți în tabloul lui Iov de pe pământ, copii morți, om bolnav, se scărpâna cu ciobul, avere pierdută, dar ăsta nu era tot tablou. În cer era o discuție între Dumnezeu și Satana și în urma pomenirii numelui Iov în discuția asta dintre Dumnezeu și diavolul s-au declanșat pe pământ anumite evenimente. Ăștia care au venit prietenii n-au văzut decât suferința lui Iov, n-au văzut scena din cer, n-au văzut tot tabloul. Și atunci s-au pus să dea explicații. S-au pus să dea interpretări care erau bune din punct de vedere biblic, dar nu se potriveau la Iov. Când un om suferă, nu interpreta, nu dă explicații, nu judeca, pentru că tabloul care îl vezi nu-i întregul. S-ar putea în cer să fi făcut o ședință, o hotărâre și toate efectele și urmările să fie ca urmare la ce s-a întâmplat în lumea spirituală. Și dacă nu vezi tot tabloul, de ce îți dai drumul la gură? Știți când i-a iertat Dumnezeu pe prietenul Iov? Când s-a rugat cine? Iov. Ascultați-mă, unii dintre noi care am interpretat, am judecat și am dat explicații la suferințele oamenilor, s-ar putea ca Dumnezeu să nu se atingă de noi până ăia pe care i-am bârfit nu se vor ruga pentru noi. Când un om suferă, mângâie și roagă-te. Și pune-ți un căluș în gură, pentru că ce vezi tu nu e tot. Păi ia gândiți-vă în Vechiul Testament, împăratul lui Israel și împăratul lui Iuda fac o coaliție să recâștige un teritoriu numit Ramot, care a fost câștigat de sirieni. Și cheamă prorocii. Ce ziceți? Bateți. Mergeți că bateți. Și dar nu mai e niciun proroc. Ba, mai e unul. Ia chemați-l și pe ăla. Știți ce zice prorocul ăla? Deci ăștia nu au văzut tot tabloul. Și ascultați-mă ce vă spun eu.
Eu am văzut că în cer Dumnezeu s-a urcat pe tron și a făcut o ședință și a întrebat cine va merge să amăgească pe împăratul ăsta ca să moară. Și un duh de minciună a zis, eu merg și voi fi un duh de minciună în gura prorocilor. Ieși și vei reuși. Tot ce s-a întâmplat în bătălia aia nu erau decât efecte și urmări de la ședința din cer. Dar dumneatale, de ce dai explicație la război dacă n-ai văzut ce e acolo, ședința? De ce te bagi? Da, dacă ai avut descoperiri, da. Dacă cumva ești un prezbiter sau o ceata prezbiter și trebuie să te ocupi de păcatele oamenilor, da, dar toată biserica după ce să dăm explicație? A, știu eu de ce a făcut accident. Chiar știi? Puteți să-mi spuneți dumneavoastră de ce au murit unii oameni de COVID? Puteți să-mi explicați? Și atunci de ce să dau explicație? Puteți să-mi spuneți de ce anumiți copii acum sunt în perfuzii? Puteți să-mi dați explicații? De ce o mamă care are copii are cancer? Puteți să-mi dați interpretări? Da, noi putem da, dar s-ar putea să fie greșite. Ia gândiți-vă că au adus farisei un om orb și au venit direct cu interpretarea și cu judecata la Domnul Iisus. Zice, a păcătuit el sau părinții? Știți ce a spus Domnul Iisus? Interpretarea eronată. N-a păcătuit nici el, nici părinții. Înainte să se nască, s-a luat o hotărâre în cer. Să se nască orb pentru slava lui Dumnezeu, să vadă lucrările lui Dumnezeu. Păi dacă n-ai luat parte la hotărârea lui Dumnezeu din cer, înainte să nască un copil orb, de ce dai explicații că e orb? De ce știi imediat de ce s-a întâmplat un lucru în viața cuiva? Doamne, ai milă de noi. Amin. Da, dar la Iov noi avem tot tabloul. Avem și aia din lumea spirituală și ăla de jos. De ce a suferit Iov? Știi de ce a suferit? Dumnezeu voia să demonstreze că există pe pământ oameni care sunt credincioși și îl slujesc degeaba. Diavolul a venit la Dumnezeu și a spus, degeaba te slujește el. Fără beneficii și avantaje. Hai să-i luăm tot. Să vedem ce iasă din Iov. Și sunt convins, zice diavolul, că te va blestema în față. Și Dumnezeu merge pe mâna lui Iov. Zice, dăm tot afară din el. Ia-i tot. Fără copii, fără avere, boală, să vedem ce iasă din Iov. Ar merge Dumnezeu pe mâna ta? Că dacă n-ai mai avea nimic, degeaba, fără beneficii și avantaje, ai mai fi credincios lui Dumnezeu și l-ai sluji? Viața lui Iov se bate între două cuvinte. Zice Scriptura, Iov era în interior și Iov avea în exterior. Asta e bătaia din viața lui Iov și din viața ta. Iov era și Iov avea. Trebuie să țineți minte un lucru. Când Dumnezeu vorbește cu diavolul, nu vorbește nimic din ce avea, numai din ce era. Pentru că cerul nu notează și Dumnezeu în discuțiile sale, nu notează succesele tale pământești. Nu sunt interesante pentru cer. Că tu ți-ai pus un acoperiș, ți-ai luat o mașină de spălat, un costum, nu se notează nimic. Tot cerul notează ce era în interior. 2 minute cât ai citit Biblia. 2 minute cât te-ai rugat, 2 lei care ai luat o pâine la o văduvă, atât. A notat ce erau ceva despre dumneata și despre mine. Succesele pământești nu sunt notate în cer, trebuie să știți. De ce alegi după ele? Dacă știi că Dumnezeu când vorbește, vorbește despre ce este în interior, nu despre ce este în exterior, de ce nu pui acolo? Ei, când Iov a pierdut ce avea, a rămas cu ce? A rămas cu ce era în interior, pentru că în Iov erau niște priorități foarte bine așezate. În adâncul lui Iov era Dumnezeu. Deasupra lui Dumnezeu era familia. Și deasupra familiei era averea, la suprafață. Toată cartea Iov, diavolul se bate să răstoarne ordinea, să nu mai fie Dumnezeu în adânc. Pentru că diavolul face reclamă la o religie cu priorități inversate. Diavolul nu vine să spună fără Dumnezeu, ci diavolul vine să spună în adânc averea.
deasupra averii familia, pentru că averea e pentru familie. Și la suprafață e Dumnezeu. Asta e religia de suprafață. Cu un Dumnezeu la suprafață, dar cu averea în adânc. Și eu face reclamă la astfel de religie. Vreau o religie în asta. Asta e religia lui diavolul. În care în adânc e averea, familia și după aia un Dumnezeu de care avem nevoie la suprafață să facem avere, să ne binecuvânteze familia. Dar eu fac zic, nu. La mine în interior rămâne Dumnezeu. Dacă nu mai e avere, dacă nu mai e familie, rămâne Dumnezeu. Pentru că furtunile când vin vor demonstra dacă Dumnezeu e în adâncul ființei tale. Numai furtună. Pentru că toate uscăturile de pom pică, sunt trântite la pământ doar de furtună. Până nu-i furtună, pomul e tot acolo. Când vine furtuna, tot ce e uscat pică. Acolo s-a făcut diferența între Iov și soție, în furtună. Până la furtună, și Iov și soția îl binecuvântau pe Dumnezeu. Când a venit furtuna, Dumnezeu, Iov a zis, Dumnezeu fie binecuvântat, nevastă a zis, blastă-mă! S-a făcut o diferență în furtună. Pentru că în furtună se dovedește ce ai în adânc. Vreau să vă întreb, ar merge Dumnezeu pe mâna ta? Când aveți biserică în timpul săptămânii? Marți, la 6, la 7. Acum gândiți-vă, marți la 7, eu nu pot să fac lucrul ăsta, dar l-aș face dacă aș fi președintele României. Dar pentru că nu sunt, n-am posibilități, resurse. Măcar pentru o zi, dacă m-ar pune ăștia, aș da un ordin în toată țara. Cel puțin la Sântana aici. 10.000 de euro. Gratis la fiecare pocăit. Dar puteți să-i ridicați doar marți de la ora 7 când e rugăciune. Vreau să vă întreb. Marți la ora 7 ai fi la rugăciune sau la coadă la bancă? Ar merge Dumnezeu pe mâna ta că nu te duce la bancă să ridici banii ce vine la rugăciune? Păi marți nu vă dă nimeni 10.000 de euro și tot nu veniți. Păi îți dai seama dacă ți-ar da și 10.000 de euro coadă la bancă de pocăiți ar fi. În cârje, toți aia care au zis că nu putem, frate, să venim la biserică, că nu avem cu ce, cu taxi să vor duce. Pentru că în adânc sunt banii. Și pentru bani mergi până la marginea lumii. Pentru Dumnezeu, cum zicea cineva, nu treci strada până la biserică. Ar merge Dumnezeu pe mâna mea să zică, băi, eu știu sigur, să-i spun lui diavolul, că ăsta marți de la 7 la rugăciune. Nu se duce la bancă să scoată banii. Pe noi n-am merge nici noi pe mâna noastră. Doamne, ai milă de noi. Dragilor, există o frază celebră care a rămas în cartea Iov și zice, Dumnezeu a dat, Dumnezeu, El rămâne binecuvântat. Vor fi vremuri bune în viața ta când Dumnezeu dă. Vor fi furtuni când Dumnezeu ia. Știți ce înseamnă înțelepciune? Cartea Iov este trecută în cartea de înțelepciune, adică face parte din categoria cărților de înțelepciune din Biblie. De ce? Pentru că omul înțelept știe ce face când e vremea bună. Știți care e marea tragedie? Că omul când e vremea bună nu se gândește că va veni și vremea rea. Dar omul înțelept se gândește. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, dacă mai există o iarnă, va mai fi o iarnă, când vă cumpărați lemne? Când? Păi la vară e concediu, mă, mergem la Felix. E cald, cine interesează lemnele? Așa fac unii. Concediu, când s-au dus 1.000 de euro acolo. Când vine iarna să vezi pe coș la el fumul negru. La el lemnul e verde, că a fost înțelept. Bă, trebuie să fii înțelept, bă, va veni și iarna. Scumperi lemne vara, dacă ești înțelept, nu când iarnă. Acum nu vreau să jinez pe nimeni, că poate există oameni fără resurse, fără posibilități, care primesc un lemn oricând. Dar dacă tot ai resurse, nu te duci la mama aia. Dacă ai 1.000 de euro, cumpără-ți niște lemne, că vine frigul la iarnă. Ei, omul care n-are înțelepciune, când vine vremea bună, apasă pe accelerație să fie vreme mai bună. Zice, știu ce voi face. Nu? Zice, țarina unui om bogat rodise mult. Cine a făcut să rodească țarina mult?
Eu vreau să-l vadă. Ce face ăsta în vreme bună? Știți ce a făcut ăsta? Chem lăutarii, restaurant de lux, cântați-mi la mulți ani. Și Dumnezeu zice, ăsta-i vărăminte. Bă, la noapte vine furtuna, ești praf. Așa facem noi. Vreme bună. Să fie vreme mai bună. Și când vine furtuna, bă, dar am fost fără minte. Ascultați-mă, când e vremea bună, băgați-vă rădăcinile în adâncimi, că o să vină vremea rea și furtuna. Nu o să poți citi totdeauna Biblia ca acum. S-ar putea într-o zi să vină furtuna, să nu mai poți citi Biblia. Am văzut oameni care zic la spital, singurul lucru care l-aș dori este să mai vin la biserică. Da, da, a fost vremea bună. Când vine furtuna, nu mai poți veni, nu te mai poți ruga, nu mai poți citi. Folosește vremea bună. Folosiți vremea bună să citiți, să vă rugați, să veniți la biserică, să vă ancorați mai tare în Hristos. Când vine furtuna, să poți rezista. Când a avea este eliminat, să rămâi cu ce era în interior, adică cu Dumnezeu. Doamne, ai milă. Vă invit să ne ridicăm pentru o rugăciune. Doamne, mulțumim pentru mila Ta. Câteodată viața e atât de frumoasă că n-am mai plecat de aici. De pe pământul acesta este sănătate, este putere, este frumusețe, există resurse. Dar câteodată vine furtuna așa de tare, încât dorim să ne mutăm în partea cealaltă. O, Doamne, viața asta nu-i o călătorie în concediu, nu este o joacă, nu este o excursie, ci stăm pe un teren minat, cu atâtea capcane, cu atâtea dinamite și bombe. Trebuie să ne confruntăm față în față cu diavolul, cu suferința. Și vrem la sfârșit să primim o cunună de biruitori. Dar, Doamne, recunoaștem că am căzut pe teren de bătaie. Suntem chinuiți, fugim, este frică. Doamne, așa cum i-ai dat lui David o legitimație să-l confrunte pe Goliat, dă-ne și nouă autoritate, Doamne. Dar noi am spart zidul, am făcut dărâmituri. Te rog, ajută-ne să ne pocăim de fiecare păcat, să ne plângem, să mergem acasă, să urlăm din cauza păcatului. Pentru că singurul loc unde trebuie să trăim și să murim și unde suntem protejați este în Hristos. Doamne, va veni și suferința pe terenul ăsta de bătaie, s-ar putea să ne batem cu lucruri care nu le înțelegem. Doamne, dacă nu avem tot tablou, ajută-ne să nu dăm explicații. Ajută-ne să ne rugăm și să mângâiem. Dacă vrei vreodată să mergi pe mâna noastră și degeaba, fără avantaje și beneficii, să slujim ție, dă-ne și puterea aceasta. Și dacă ne dai vreme bună câteodată în viață, ne-o dai ca să citim mai mult, să ne rugăm mai mult, să stăm mai mult în post, pentru că va veni și o furtună care va culca toate uscăturile la pământ. Doamne, sunt oameni aici poate care suferă sau care ascultă acest mesaj. Ai milă de noi, Doamne. Dă-ne putere să rezistăm până la capăt. Și Tu care poți potoli orice furtună, când suntem în furtună, dă-ne pace și liniște. Până la urmă, moartea cine poate face? Să ne deschidă o ușă spre Tine. Să ne întâlnim cu Tine și să fim cu Tine. Ajută-ne să nu ne fie frică nici de moarte, nu fie frică nici de împărăția diavolului, să ne fie frică de Tine. Și să trăim, Doamne, cu pocăință, că Te-am rugat în numele Sfânt al Domnului Iisus. Amin.